Ora 8, doamnelor, domnilor, suntem în direct pe TVR Cluj și pe TVR 3. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Regional Cafe începe chiar acum la TVR. Povești despre Cluj-Napoca v-am pregătit în această dimineață. Vorbim și despre muzica retro. Vă aducem din nou câștigători, V for Visual. Eu spun evenimente interesante, așadar motive întemeiate să vă începeți dimineața și până la urmă săptămâna alături de noi. Povești despre Cluj, spuneam puțin mai devreme. Trei doamne au venit în platoul nostru și sunt pregătite să ne vorbească despre proiectul lor. Este vorba despre Alina Nechita, Ligia Popa și Renata Brumaru. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Despre ce este vorba? Trei doamne și toți trei. Este vorba despre primul proiect de storytelling din Ardeal care a luat ființă în 2014, în martie. Și pentru că acest proiect este pentru Cluj, el se numește Web for Cluj, îl găsiți pe webforcluj.ro. Nu se putea să ținem poveștile doar pentru noi și colaboratorii noștri, de aceea am gândit un proiect la care Consiliul Județean a răspuns afirmativ foarte repede, un proiect în care să adunăm poveștile de pe întreg județul Cluj. Un proiect care își dorește să includă elevi, adulți, copii, indiferent de vârstă, de etnie, de pregătire, toți cei care își doresc să scrie și cred că știu să scrie, nu trebuie să știi să scrii fantastic de bine. Și toți aceștia au posibilitatea să participe în cadrul unui concurs care a început la 1 iunie și care se va încheia în 1 septembrie. Un concurs cu premii și la final va fi, de fapt, produsul mai multor minți, un produs foarte creativ, ce ne va oferi o imagine completă despre județul Cluj. Am văzut pe site-ul vostru Web for Cluj faptul că descrieți, le cereți celor care se înscriu în acest concurs să descrie evenimente care au loc în Cluj-Napoca, locuri. Despre ce putem scrie dacă alegem să mergem în acest concurs? Despre orice. Din punctul meu de vedere, se poate scrie despre absolut orice are legătură cu Clujul. Deja, faptul că în oraș și în județ sunt atâtea evenimente ne arată că sunt motive de scris. După aceea o să vedeți, plimbându-vă prin oraș, prin județ, că foarte mulți au ceva de spus, vor să povestească și asta e important, e chiar foarte, foarte bine. Nu doar ca metodă terapeutică de exprimare, dar și ca o formă extraordinară de promovare a tot ceea ce se întâmplă aici. În spatele fiecărui eveniment este un efort extraordinar și cred că ar merita să fie cunoscut. Iar ingredientele pe care voi le urmăriți în momentul în care analizați, să spunem, aceste povești, pentru că vorbim despre un concurs, care sunt acelea? Pentru că despre evenimentele care au loc în Cluj, presa scrie și tot scrie, dar înțeleg că nu vreți relatări, cum fac ziarele, televiziunile, radiourile și așa mai departe. Vreți să scoateți de la cei care se înscriu altceva. Criteriile sunt foarte simple, o să povestesc că Renata probabil mai clar despre ele, dar criteriul cel mai simplu e să aibă un public, să-ți placă povestea, să vrei să o urmărești până la capăt. Practic, fiecare poate deveni cu puțin, nici măcar efort, cu puțin har, o mică șeherezada și asta este foarte, foarte frumos. Noi am avut proiecte în sensul ăsta, mai micuțe, în școli, în licee, și am observat că toți cei care se angrenează în sistemul ăsta de storytelling în timp își exersează darul de a povesti. Ajută, ajută și ca dezvoltare personală, pe copii ajută la materiile acestea umaniste. Deci, oricine, oricum, orice, evaluarea se va face, Renata spune mai multe, după niște criterii bine, bine stabilite. Ați cooptat și Universitatea Babeș-Bolyai în acest proiect. Da, am reușit să atragem lângă noi niște parteneri care au crezut în proiectul nostru. În primul rând, numele lui Login Cluj mi se pare grozav. Toată lumea care se loghează la Cluj trebuie să spună ceva despre Cluj, fie că ești clujan, fie că ești străin, fie student că ești student sau angajat, exact, în acest oraș sau participant, festivalier, cum spuneau organizatorii de evenimente care au trecut prin platoul. Da, vrem să adunăm părerile fiecărora, experiențe proprii, chestii interesante care li s-au părut, care li s-au întâmplat cât timp au fost în Cluj. Zilele Clujului, TIF, de la Hoia, Târgu de la Negren, Jazz in the Park, Electric Castle Untold, sunt câteva dintre evenimentele pentru care voi cereți povești. Da, pentru că
perioada asta estivală este extraordinar de bogată în evenimente și pentru că toată lumea acum se străduiește să susțină Clujul în candidatura pentru Capitală Culturală Europeană, ne-am găsit și noi să ajutăm cumva demersul acesta. Spuneați puțin mai devreme despre faptul că acest concurs nu este restrictiv, adică ne așteptăm la copii, la elevi, tineri care să scrie povești, dar și la adulți, poate chiar persoane vârstnice care poate că scot o istorie trăită cu ani în urmă în Cluj. Oricine poate să scrie orice, cu mici, noi i-am ghidat ușor în regulament. Să aibă un fir narrativ, să aibă personaje. Singurul lucru de care ne-am legat este ceva să se întâmple în Cluj. În Cluj, în apropierea Clujului, în județul Cluj. Atâta tot. Și ce este cel mai important din punctul meu de vedere? Nu noi vom decide care vor fi poveștile câștigătoare. Nu noi vom decide cui vom da premiile. Aveți un juriu? Da, avem un juriu foarte obiectiv. Și acesta este publicul clujean și publicul în general, că poate depăși deja granițele Clujului procesul de votare. Și acest public va da like-uri, va face comenturi, va aprecia, va avea o relație interactivă cu fiecare poveste și în funcție de cât e de puternică această relație interactivă, câte like-uri va aduna, câte comenturi, câte share-uri, câte aprecieri din partea publicului va aduna fiecare poveste, aceasta va fi într-un clasament. Proiectul a început la 1 iunie, înțelegem, da. Și se va termina în septembrie. În 1 septembrie, da. Cei care vor să participe, ce fac concret? Scriu povestea, asta am înțeles, după care intră pe site-ul vostru, vă trimit la o anumită adresă, ce urmează să se întâmple? Singurul lucru pe care îl cerem este să ne-o trimită pe mail la adresa noastră. E foarte simplu. Povestea însoțită, noi am cerut ca să fie cât mai veridic totul, să fie însoțită de cel puțin o fotografie relevantă pentru făcută cu telefonul mobil, cu dispozitive nepretențioase. Sau un scurt filmuleț. Acum tehnica e la îndemâna oricui, așa că fiecare se poate transforma într-un mic regizor, scriitor, scenarist. Până la urmă înțelegem că poate fi o bază așa pentru un film făcut și care poate să meargă într-o competiție locală despre Cluj sau cine știe, noi evenimente oricum, de gen. Noi oricum încercăm să, de fapt, la final, după ce vom aduna întreaga bază, ea va fi dată spre cu drept de publicare Consiliul Județean, se poate să fie promovat Clujul într-un ghid electronic, într-un ghid, nu știm cum vor ei să-l folosească mai departe, dar cu siguranță va fi suficient de valoros. Toate aceste povești se vor trimite pe webforcluj@gmail.com, toate imaginile și toate filmulețele aferente și, evident, vor trece printr-un filtru de corectură pentru respect către cititori și asta e. Așadar, webforcluj@gmail.com este adresa la care cei interesați trimit poveștile lor pentru acest eveniment pe care Proiectul Login Cluj. Pentru proiectul Login Cluj. Știu că voi faceți asta acum la nivel local, dar în multe alte locuri din lume se întâmplă deja astfel de evenimente. Da, ne-am uitat. De fapt, și noi ne-am inspirat un pic așa din ce fac ceilalți, fiindcă e foarte frumos să înveți. Vezi ce le reușește, poți aplica, poți aduce către tine. Există o mișcare puternică de storytelling undeva în sudul lumii, în Australia, Noua Zeelandă. Există școli de narațiune în Statele Unite ale Americii. Am văzut că se dezvoltă ideea și în Marea Britanie. Noi, aici, în România, avem iarăși un fond puternic narrativ și asta se poate să merge așa în spate în istorie. Ar fi păcat să nu îl folosim, să nu-l aducem în avantajul nostru. Iar Clujul, fiindcă noi ne referim la Cluj când spunem toate acestea, are iarăși un potențial extraordinar. E un oraș complex în care se întâlnesc multe culturi, multe influențe. Așa. Iar la limita aceasta între culturi apar poveștile și niște povești foarte, foarte frumoase. Așa este, am văzut și în aceste zile în care la Cluj-Napoca s-a desfășurat festivalul TIFF.
cel mai important festival până la urmă din Europa, des multiculturalismul e cât se poate declar el la el acasă, să spunem așa, și cred că un beneficiu este și pentru elevi care, cel puțin din câte mi-amintesc eu din școală, adesea ni se cerea, nu eram încurajați să spunem povești, ci ni se cerea să reproducem povești, comentarii, păreri ale unora sau altora relativ la un anume subiect. Și am fost aseară relativ, încă îmi dau seama că mai am brățara pe mână, nu am avut realmente timp să le scot, dar mi-a și plăcut. Spuneai de școală, ceea ce este o problemă, nu ne gândeam să o abordăm chiar așa tranșant, dar nu se mai spun povești în școală. Asta nu este adevărul. Spun povești. După aceea, tinerii pe care îi formăm nu știu la rândul lor să povestească. Vin cu un discurs analitic, să spunem așa, și asta nu întotdeauna le ajută. Dacă ei învață să povestească așa cum fac ceilalți, o să vedeți că altfel reușesc să se descurce în situații de care se vor lovi în viață. Da, narațiunea rămâne totuși cel mai important mod de, nu să zicem, manipulare, de comunicare. Și este foarte important faptul că proiectul vostru încurajează acest lucru. Repetăm celor care ne urmăresc acum, webforcluj@gmail.com. Da. Este adresa la care vă trimit poveștile lor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că în această dimineață ați fost alături de noi și ne-ați împărtășit proiectul vostru, care, iată, dă o șansă tuturor să spună povești despre orașul în care trăiesc sau pe care l-au vizitat la un moment dat. Și noi mulțumim. Mulțumim și așteptăm să scrii și tu povești. O să încerc să scriu și eu o poveste despre experiența mea în Cluj. Până atunci, doamnelor, domnilor, vă spun că mergem mai departe, vorbim imediat la Regional Cafe despre un eveniment retro ce va avea loc la Cluj. Napoca, rămâneți cu noi! Sunteți pregătiți, doamnelor, domnilor, pentru cel mai tare retro party din România al anului? Asta ne întreabă organizatorii. Iancu Șerbănescu a sosit alături de noi, organizatorul acestui eveniment. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine te-am găsit! Ne întrebați dacă suntem pregătiți, ce aduceți în fața noastră? E cât se poate declar muzica anilor 90, o combinație inedită. Am văzut un clip
Ce era cu purecii aia acolo, apropo, care apăreau între secvențe? Anii 90 pentru România au marcat o schimbare importantă. Am trecut de la televizorul alb-negru și de la emisiunile doar cu odiosul Ceaușescu la emisiuni mai moderne. Vedeam un pic ce se întâmplă afară. Încă mai aveam rămășițe de purici și de aia și în spotul nostru au rămas niște purici. Cum ziceam, anii 90 au marcat, pe lângă Simpsons, pe lângă familia Bundy, care tocmai apărea, era și muzica în anii 90. Și celelalte... Da, celelalte emisiuni și seriale care au marcat memoria noastră, era și muzica anilor 90, care a fost marcantă pentru tot ceea ce a însemnat industria muzicală. Atunci a început să prindă viață muzica dance. Toate formațiile pe care noi acum le aducem în seara anilor 90, care se află deja la a treia ediție, un concept sau un proiect care a avut un succes foarte mare la Cluj, de aceea îi zicem și The Biggest Retro Party in Romania. Anul trecut am avut 8300 de participanți, care reprezintă un record absolut pentru sala polivalentă din Cluj-Napoca. Apropo de evenimentul în care o să ne introduceți în data de 16 și 17 iunie, avem, doamnelor, domnilor, pentru dumneavoastră și un concurs. Puteți câștiga o invitație de două locuri la acest eveniment dacă dați like, dacă faceți un comentariu pentru concurs pe Facebook, la pagina de Facebook a evenimentului We Love Retro și la Regional Cafe. Așadar, o invitație de două locuri pentru evenimentul care se anunță Retro Party Live, cea mai tare petrecere a anului în România, asta spun organizatorii. Două zile de muzică anilor 90, două zile în care ne întoarceți cumva înapoi în acea atmosferă de atunci. Da, practic toți participanții pot intra în mașina timpului și să meargă înapoi. Așa cum ai subliniat și tu, sunt două zile, este o premieră când facem două zile. În prima zi mergem mai mult pe o muzică rock a anilor 80, astfel avem Semnal M, Smokey și celebra Bonnie Tyler. Iar în a doua zi, în 17 iunie, avem direct din Statele Unite ale Americii No Mercy, Mr. President, Dr. Alban și E-Type. Important să precizăm telespectatorilor noștri faptul că în prima zi, în data de 16, evenimentul de la Sala Polivalentă începe la ora 19, iar în cea de-a doua zi, în 17 iunie, tot la Sala Polivalentă, ora de întâlnire este ora 20. 20, adică mai exact este ora în care deschidem ușile, așa cum s-a văzut și pe spoturile pe care le-ați dat. Pe spotul cu purici. Da, pe spotul cu purici, anii trecuți era foarte multă lume care aștepta să intre și de-aia am decis că anul ăsta, înainte de a începe evenimentul cu o oră, să deschidem ușile ca lumea să nu se mai înghesie și accesul să se facă mult mai facil. Așa, scuze, zi. Chiar asta vreau să te întreb, apropo de public, de accesul publicului, cum au reacționat anul trecut oamenii? A fost o anumită categorie clară de vârstă ce a accesat evenimentul vostru sau pur și simplu acea muzică atinge mai multe categorii de vârstă? Spre bucuria noastră, publicul nostru este deja se identifică, începem să creăm încet, dar sigur, o comunitate. Ceea ce este mai aparte al lor e că e un pic trecut de 25 de ani și se termină undeva la 40-45 de ani. Pe de altă parte, la proiectele pilot pe care le facem sau la proiectele non-convenționare, cum a fost petrecerea la cinematograful favorit, care între timp s-a renovat și arată altcumva, sau vineri petrecerea din tramvai, se alătură publicului nostru deja format foarte mulți tineri, foarte mulți studenți, care oricum le oferim și prin cardul StudCard reduceri importante, încep să se alăture muzice astea și, de exemplu, în tramvai am rămas
plăcut surprins când vedeam tineri de, între 18 și 23-24 de ani că erau cu mâinile sus și cântau pe melodiile lui Dr. Alban. Am zis, pa, bă, voi nu erați nici măcar concepuți. Părinții voștri nu se știau și voi aici sunteți pe It's My Life. Chiar așa, pentru cei care nu sunt din Cluj, pentru că noi acum ne adresăm și telespectatorilor care sunt din alte localități, ne vede toată țara pe TVR3. Clujenii știu ce a fost cu petrecerea din tramvai. Spune-ne câteva lucruri pentru cei care n-au fost în Cluj și n-au prins petrecerea din tramvai. Ce s-a întâmplat? Cum v-a venit această idee? Vom mai avea astfel de petreceri în tramvai? Ideea a fost destul de simplă. Am încercat să facem o petrecere de promovare a evenimentului. Am avut întotdeauna o deschidere la CTP, Regia de Transport Public și la Primăria Cluj-Napoca. Tramvaiul din Cluj este un tramvai modern, dar culoarea... Fără purici, înțeleg. Fără purici, fără, da. Fără petrecerea purici. A fost fără purici. Este un tramvai modern, dar are culorile siglei noastre, acel MOV care se recunoaște și am zis, ok, hai să facem din el tramvaiul retro. Și astfel, de la ora 8 seara, vineri seara de la 8 până la ora 11, am făcut 3 ore de petrecere și a fost arhiplin. Deci era plin și ce mă bucura că mai... intrau și câțiva oameni care nu știau despre ce e vorba, deși puțin, majoritatea știau exact unde se duce, unde se duc, unde, ce muzică vor asculta, la ce ore, în ce stație e tramvaiul, dar și cei care intrau pe lângă, care nu știau despre ce subiecte... Au reușit să se integreze în atmosferă. Perfect. Deci n-am crezut că o să se întâmple lucrul ăsta, dar intrau acolo și începeau să danseze și fac mâinile sus și a fost chiar... Iată că e un gen de eveniment care prinde. Vom mai avea alte petreceri în mijloacele de transport, de altfel călătorii destul de plictisitoare, așa în general, să spun, cu tramvaiul, cu autobuzul, în cu Cluj, siguranță mai ales pe distanțe lungi, mai ales în aglomerația, din traficul clujan. Cu siguranță o să mai facem genul ăsta de evenimente și o să mai facem și mai multe evenimente marca We Love Retro de dimensiuni mai mici față de locomotiva noastră, marele festival We Love Retro, deoarece lumea se bucură să asculte această muzică, nu-i doar bas, 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 are și linii melodice și atunci se bucură și vom forma, așa cum îți ziceam, încet, dar sigur, o comunitate. Zi-ne, te rog, câteva detalii și despre bilete, despre abonamente, cum pot fi achiziționate, de unde, prețuri. Biletele se pot achiziționa online pe biletmaster.ro sau pe Eventim sau bilete.ro. Am făcut secțiunea asta de vânzări online care crește din ce în ce mai mult, în primul rând pentru cei care sunt din afara Clujului. Vânzările noastre sunt undeva peste 40% din afara Clujului, ceea ce ne bucură că aducem oameni în Cluj. Este informație importantă. Sunt oameni din afară care accesează acest eveniment. Da, care accesează și cu siguranță la următoarea ediție deja o să facem pachete și cu cazare și cu tot, deoarece cererea este tot mai mare pe zona de Transilvania. Își mai găsesc bilete offline la Cinema Florin Piersic, la Cora, la Polus și Julius Mall. Se vor putea lua și la fața locului? Da, cu siguranță. Numai prețurile încep să crească. Cu cât ne apropiem mai mult de eveniment, prețurile încep să crească. Acum suntem într-o perioadă de pre-sale, drept urmare, prețurile sunt mai scăzute și îndemn pe toți să-și cumpere acum biletele, să nu stea înainte de eveniment la coadă și automat prețul să fie mai scump. Dar cu cât mai repede se achiziționează aceste bilete, cu atât mai bine. Acum, după proverbul sau zica la românesc, că ce-i mână nu-i minciună. Nu-i minciună, exact. Anul trecut o zi de eveniment, anul acesta două zile, vă gândiți să extindeți, să vorbim până la urmă despre un festival retro? Spuneai că, mai ales pentru cei din afara Clujului, pregătiți pentru următoarele ediții un pachet mai consistent de acțiuni. Deja am ajuns să fim un festival retro, având două zile, având
8 actiști, suntem deja în categoria festival și ne-am dorit să rămânem. Acum vom decide asta după eveniment și după feedback-ul luat de la participanți. Dar din ce simt eu deocamdată, vânzările merg mai bine decât anii trecuți, lumea este mai interesată, mai activă pe tot ce înseamnă online, deci nu-mi imaginez că vom face un pas în spate. Sperăm să fie de bun augur evenimentul vostru, vă dorim mult, mult succes. Reamintesc telespectatorilor noștri faptul că cu ajutorul organizatorilor organizăm și noi astăzi un concurs, vă punem la dispoziție o invitație cu două locuri la acest eveniment. Regulamentul concursului se va găsi, se găsește pe pagina de Facebook Regional Cafe, așadar, doamnelor, domnilor, like la pagina evenimentului We Love Retro, like la Regional Cafe și aveți șansa să câștigați această invitație cu două locuri la eveniment. Iancu, îți mulțumesc foarte mult pentru că și eu ai mulțumesc fost pentru alături invitație de noi în această dimineață. Și vă așteptăm la o partidă bună de dans. Vom fi acolo. Mulțumim, doamnelor, domnilor. Mergem acum mai departe, așa cum v-am obișnuit deja de câteva ediții Regional Cafe. Vă prezentăm câștigători ai concursului V for Visual. Urmăriți acum clipul câștigător din această ediție, după care revenim în platou alături de cei care l-au realizat. Eu am fost cât se poate de apropiat de bunica mea când eram copil. Am crescut la fel ca mulți alții, cred. M-a crescut bunica. După ce ea n-a mai fost, am simțit nevoia, nu mai aveam bunici din partea tatălui, au murit mult înainte și nu știu, simțeam nevoia să mă apropii de cineva de vârstnic, nu știu. Vreau să vă închipuiți doar, alături de mine, că eu am capacitatea să modific consistența acestui metal. Cristian Gogă este cunoscut ca fiind persoana care face imposibilul să fie posibil. A impresionat întâi juriul, iar apoi toată țara și așa a ajuns să fie votat cel mai talentat român. Puțin știu însă că el este cel care a inițiat proiectul Nepoți de Crăciun. Am pornit acest proiect din dorința de a face ceva, chiar dacă domeniul meu de activitate nu are nicio legătură cu proiectul ăsta. Aparent nu are nicio legătură, pentru că într-adevăr are, dacă e să extrapolăm un pic. Eu fiind magician între ghilimele, ceea ce fac eu pe scenă se încadrează în categoria iluziilor. Ei bine, din punctul meu de vedere, ceea ce reușim să facem prin proiectul ăsta e magia adevărată. Am pornit în 2010, împreună cu Adi Hădean. M-am dus la el și am zis, bă, uite, hai să facem ceva. Păi ce să facem? Nu știu, să încercăm să ajutăm niște oameni și fiecare să facă ce știe mai bine. El să gătească, eu să fac magie. Și asta a fost startul. La cel mai mare centru comercial din Cluj-Napoca, pregătirile sunt întoi pentru a da startul ediției din acest an. Am crescut într-un an câți alții în 7, vorba aia. În 2010 ne-am propus să facem 50 de colete. Am reușit să facem undeva la 120. În 2011 ne-am propus 100, am făcut 200, parcă. Și anul ăsta, mai ambițioși ca oricând, ne-am setat direct un target destul de mare, 2000 de colete. Pachetele conțin alimente neperisabile. În general, alimente de bază, făină, ulei, zahăr, un cozonac, pentru că suntem în preajma Crăciunului și în funcție de sponsorii pe care ne găsim, o pungă de paste, un ceai, chestii de genul acesta de bază. Evenimentul din Polu se desfășoară cu ajutorul voluntarilor. În prezent îi căutăm și îi găsim în mediul online, pe Facebook și prin diferite bloguri sau chiar de pe site-ul nostru. Ne ajută la acțiunea din Polus, în primul rând,
să le spunem oamenilor care merg la cumpărături, să le spunem ce se întâmplă acolo, cum se desfășoară evenimentul, le oferă câte o pungă și un flyer pe care scrie ce alimente avem nevoie pentru bunicuți și, bineînțeles, strâng alimentele și după aceea urmează zilele de sortare în care vin și ne ajută să facem pungile cu alimente pentru vârstnici. Este un eveniment deosebit și ne simțim foarte bine. Noi, tineretul, a doua tinerețe, vreau să zic. Avem 6-7 colinzi și după colinzile astea avem jocul cu turca. Înțelegeți? Suntem abia la începutul cele de-a 6 ediții. Astăzi am avut acțiune de colectare publică de alimente. Mai urmează pentru noi cel puțin 2, 3, 4 zile probabil la sortarea alimentelor, după care l-am împărțit. Și la fel, 2, 3, 4 zile după caz. Noastre ajung la centrele de vârstnici și cluburile de pensionari din Cluj-Napoca, în principal. Ulterior am ajuns pe la niște mănăstiri, alte centre de copii pe Valea Rieșului, un centru care e coordonat de un preot de la mine din orașul natal, din Baia de Rieș. Majoritatea lor ne primesc cu un colind sau cu o poezie. Asta e și motivația noastră că odată început această campanie nu putem să ne oprim. Doamne ajută! Doamne ajută! Ne simțim foarte bine și ne bucurăm că nepoții nu ne-au uitat. Mă simt minunat. Mă bucur pentru asta, să știți. Chiar mă bucur. Sunt extraordinar de fericit, mai ales când văd atât tineret, atâția tineri care vor să vină alături de noi bătrâni. Campania Nepoți de Crăciun trece de granițele Clujului și ajunge împreună cu voluntarii săi la Baia de Arieș, în județul Alba. Ajungeți și dumneavoastră să primiți nepoții la rândul dumneavoastră, cum am primit și noi. Vă mulțumim toate foarte mult din suflet. Vă doresc, când ajungeți la pensie, să fiți tot așa ca mine, sănătoși și cu o putere de viață, să nu vă dați bătută. Nepoți de Crăciun, un proiect demarat în decembrie de către Cristian Gog împreună cu Dan Ciulea și cu foarte mulți voluntari. Și noi la TVR Cluj, doamnelor, domnilor, în emisiunea Fără Prejudecăți am prezentat acest proiect important cu o puternică tentă socială. Alături de mine au sosit cele care au realizat acest clip care a și fost premiat. Este vorba despre Laura Revnic și Diana Trâncă, studente la Facultatea de Jurnalism în anul 2. Bună dimineața, felicitări! Mulțumim. Am vrut să explic un pic telespectatorilor noștri contextul, să nu creadă lumea că ne-am țignit cumva la cap și dăm colinde acum, în iunie.
Înțeleg că ați fost alături de către cei din echipa Nepoți de Crăciun și ați surprins în acest material momentele acțiunilor. Da, cum v-a venit ideea? Ne-am hotărât să documentăm această campanie pentru că ne-a plăcut foarte mult ideea. Obiectivul ei este de a aduna un număr cât mai mare de pachete pentru vârstnicii din centrele de zi și cluburile de pensionari din Cluj. Și da, am fost alături de ei timp de o săptămână, în fiecare zi. Pe lângă filmare, i-am și ajutat și ne-a plăcut foarte mult. Știu că, așa cum spunea și Cristi Gog în materialul pe care l-am văzut, în reportajul pe care l-am văzut, toate aceste pachete pleacă spre azile, spre centre în care locuiesc acești bătrâni, nu doar din Cluj, ci iată și din Baia de Arieș, da, de acolo de unde sunt de 2 ei. Ani de zile pachetele au ajuns și pe Valea Arieșului, la câteva mănăstiri și la câteva centre din Baia de Arieș. Cum a fost, să ne întoarcem la proiectul vostru, cum a fost să filmați, cum a fost să realizați reportajul acesta, nici nu știu cum să-i spun, mini-documentarul? Am depus multă muncă, însă la sfârșit am avut satisfacție pe măsură. Ne-a plăcut să lucrăm organizat, încă de la început ne-am stabilit un plan de filmare, am realizat împreună decorul, multe probe de sunet, de cameră. Voi două, pur și simplu, da, voi da, două ați realizat două. Totul cap-coadă, filmări, editările, video de mai târziu. Noi două, o cameră și un microfon, atât. Wow, ați petrecut, ați spus, o săptămână alături de cei din echipă și v-ați plimbat cu ei, înțeleg, peste tot, prin locații. A fost un subiect greu pentru voi ca jurnaliști în devenire? A fost unul ușor? A fost un subiect dificil din punct de vedere al faptului că nu am mai făcut acest lucru până acum. A fost primul nostru reportaj, primul nostru material, primele noastre filmări în fața unei camere și da, a fost dificil, dar a fost foarte frumos. Acum când vă uitați după ce l-ați realizat, ar fi ceva ce ați face altfel, alte lucruri pe care ați insista, alte lucruri pe care le-ați aduce în atenția oamenilor? Cred că l-am lăsat la fel. Am muncit foarte mult la el, ne-am dedicat întru totul. L-am remontat de 3 ori și credem că varianta finală este cea mai bună. Este și cea care v-a adus premiul la exact. V4 Visual. Da. Care au fost părerile celor care au văzut filmul vostru? Ne-au felicitat și profesorii și colegii. Le-a plăcut foarte mult faptul că am lucrat în detaliu cu acuratețe. De aceea am și câștigat premiul pentru producție video. Părerile au fost numai de bine. E o, să spunem așa, subspecializare pe care o aveți în vedere, această axare pe genul de evenimente caritabile? Nu, aș spune că eu aș dori să merg mai departe tot pe partea de imagine și da, cam atât. Cristian Gog și Ciulea Dan, cei care au pus pe roți, să spunem, acest proiect, știu că au văzut filmarea voastră, știu că le-a plăcut foarte mult și că aveți de gând să continuați această colaborare. Despre ce este vorba? Da, chiar acum, ieri, s-au terminat filmările, s-a terminat festivalul, de fapt, Lolly Boom, din Parcul Central, unde am fost alături de ei timp de 5 zile, cât a ținut festivalul. Și la fel, ne-a plăcut foarte mult și ne bucurăm că a apelat la noi. Ați surprins secvențe, înțelegem, și de acolo, din ce s-a întâmplat în parc? Da. Da. Urmează așadar un nou reportaj material, realizat da. de către voi. Sigur, este un mare beneficiu pentru că, pe lângă faptul că și pe voi vă ajută să vă exersați deprinderile în această zonă, devine, cred, un bun instrument de promovare și pentru astfel de acțiuni. Exact, ne prinde foarte bine faptul că avem șansa să cunoaștem oameni noi și să ne promovăm. Știați ceva despre acțiunea lor socială înainte să realizați acest material, acest reportaj? Da, știam de campania aceasta încă din 2012.
Eu personal m-am implicat, adică am donat și eu în anii precedenți și acum mă bucur foarte mult că am avut ocazia să fiu în spate și să văd ce se întâmplă pe tot parcursul campaniei. Exact de asta te întrebam, pentru că mă gândeam acum, jurnalismul zilelor noastre, care de cele mai multe ori se face într-o foarte mare viteză, care nu tot timpul dă șansa celui de acolo să petreacă așa cum ați avut voi ocazia, o săptămână, iată, într-un subiect, să înțelegeți în profunzime, să mergi exact cum spuneai și tu foarte bine, să mergi în spate, să vezi exact ce se întâmplă acolo. Uneori e mult mai pe repede înainte, ca să zic așa. Sunt foarte multe detalii pe care omul de acasă nu le vede și sperăm că am reușit să aducem oarecum informații în plus față de ce se vede în timpul campaniei. Ce a fost cel mai greu pentru voi în acest proiect? Cel mai greu a fost probabil să realizăm montajul, deoarece am avut mult material filmat și cam tot a fost greu. Încă de la început, cum l-am realizat în detaliu și am făcut multe probe și de decor și... Au fost foarte multe momente frumoase și ne-a fost foarte greu să decidem ce să lăsăm în materialul final. Vă părea foarte rău să renunțați la anumite secvențe. Ați spus că ați pornit la drum cu un plan riguros al filmării, al lucrurilor pe care doriți să le surprindeți. Ați schimbat acest plan pe parcurs în funcție de anumite aspecte care, nu știu, s-au ivit între timp? Nu, n-aș putea să spun. L-am respectat în mare parte. Așadar, ați mers pe această idee și v-ați ținut de ea. Anul 2 la Facultatea de Jurnalism. Sunteți, să spunem așa, înaintați cu pași destul de mari spre finalizarea studiilor, spre alegerea carierei, spre a intra în pâine, cum se spune. Vă interesează televiziunea, vă interesează radio, vă interesează presa scrisă. Ce ne spune un student la jurnalism despre această profesie care, după cum vedem, din păcate, din foarte multe surse, spun mulți, a decăzut? Da, mie mi-ar plăcea să lucrez în televiziune. Cum am spus și mai devreme, mi-ar plăcea să lucrez pe partea de imagine, pe partea de cameră, pentru că îmi place mult mai mult să stau în spatele ei decât în fața ei. Așadar, în partea de producție, da, să spunem, în partea de concepție a unor materiale, iar pentru tine? Și mie mi-ar plăcea la fel chiar mi-ar plăcea să rămân în echipă cu Laura, pentru că noi două funcționăm foarte bine împreună, doar eu să fiu reporter, să realizez interviuri, vox-uri, stand-up și tot ce reprezintă. Echipa perfectă. Cineva în spatele camerei, cineva în fața camerei. Eu vă felicit încă o dată pentru acest proiect, pentru acest premiu. Este foarte frumos faptul că surprinde această dimensiune socială importantă și acțiunea celor de la Nepoți de Crăciun este una foarte necesară și care, iată, depășește granițele Clujului și se extinde mult. Și e frumos că voi ați avut ocazia să petreceți mai multe zile alături de ei și să surprindeți momente importante care arată că e foarte bine să ne implicăm în astfel de acțiuni. Felicitări încă o dată! Mulțumim foarte mult! Doamnelor, domnilor, mergem mai departe, vorbim imediat la Regional Cafe despre flori, într-o manieră inedită. Rămâneți cu noi! Arai Galștian va susține un workshop profesional în perioada 8-12 iunie. Galștian va preda tehnici noi de design floral în care se vor folosi peste 3500 de flori. Acest design floral este o parte a artei, până la urmă, este mai mult decât o artă, este o artă care stimulează toate cele 5 simțuri. Este ceva inedit pentru România datorită faptului că nu s-a mai făcut până acum un asemenea eveniment în România și ne bucurăm că urbea noastră se va bucura de o asemenea frumusețe. Vor fi 20 de cursanți din țară, dar și din străinătate. Evenimentul se va încheia cu un spectacol demonstrativ marca Galștian. Toate activitățile vor avea loc la Muzeul de Artă. Da, am revenit, doamnelor, domnilor, în platou Regional Cafe. Ioana Cadar, organizatorul acestui eveniment, se află deja alături de noi, împreună cu Arai Galștian, pe care l-am văzut în știrea pe care tocmai ați urmărit-o. Bună dimineața, bine ați venit! Dobre jutro, dobro pozdravit!
Mulțumim, Lena, pentru traducere, pentru că ne ajuți cu interpretarea în această dimineață. Vreau să ne dea detalii, să ne dați amândoi, de fapt, și dumneavoastră în calitate de organizator și el în calitate de specialist. Despre ce este vorba, ce a făcut și ce vrea să, ce intenționează să facă în acest domeniu. Ai debut tot ce e interes în seminar. Va fi un seminar foarte interesant. Internațional. Internațional. Приезжают к нам сюда очень много студентов из разных стран. O să vină o grămadă de studenți din diverse țări. Я первый раз в Румынии. Я и прима дата в Румынии. И, конечно, спасибо огромное Ионе. Она лучший флорист. E cel mai bun florist din România. Да. Mulțumesc и у нас будет очень большой, очень красивая демонстрация. Și o să avem o demonstrație extrem de frumoasă și foarte mare. Cum v-a venit ideea organizării acestui seminar la care să invitați un florist cu experiență internațională? În urma unei colaborări anterioare cu domnul maestru internațional Arai Gasian, care este în același timp profesorul și mentorul meu în domeniul designului floristic, am considerat că această parte a floristicii este benefică atât pentru floriștii români, cât și pentru cei europeni care, spre exemplu, din Ungaria, din Serbia, din Suedia, nu au avut încă onoarea de a-l avea pe domnul Galsian în țările lor. Atunci s-a născut ideea de a crea acest eveniment internațional. În aceeași măsură vreau să spun că mi-aș fi dorit foarte mult ca floriștii români să vină în primul rând la acest seminar, dar onoarea este în aceeași măsură atât de mare că au venit și au aplicat acești participanți din țările amintite. În general, cine poate participa la aceste ateliere pe care dânsul le organizează? Este vorba despre persoane care deja lucrează în domeniu sau care au o anumită experiență în zona asta sau pur și simplu persoane care nu știu nimic despre ce înseamnă această formă de design? Конечно, могут посещать мои курсы, мои семинары люди, у кого есть вкус, люди, которые мечтают что-то делать красиво. Deci, desigur, trebuie să vină oameni care au gust și își doresc foarte mult să facă ceva frumos. И мы им поможем. Și noi o să-i ajutăm. Стать флористом. Să devină floriști. Să ne dea câteva detalii despre experiența lui, despre cum s-a format el în acest domeniu, despre un CV, să spunem așa, profesional, pentru că știu că are date care îl recomandă la nivel internațional. Конечно, могу сказать, я... Desigur, pot să spun. Я из Армении. El este din Armenia. Я имею профессиональное художественное образование. Deci are o... Educație profesională în artă. Уже более 15 лет я работаю профессиональным в карьере в этом профессии. Deja de 15 ani lucrez ca profesionist. Работаю, преподаю по всему миру. Lucrez și predau în toată lumea. В этом году мы уже посещали более 40 стран. În acest an am fost în mai mult de 40 de țări. Каждую неделю я лечу в разных странах и преподаю. În fiecare săptămână merg în diverse țări și predau. И это очень интересно, я очень люблю, живу с этим. E foarte interesant, iubesc ceea ce fac și trăiesc prin ceea ce fac. Мы распространяем воспитание как флористическое. Noi răspândim o educație floristică și estetică a tot ce facem. И помогаем разных стран развивать флористическую культуру. Și ajutăm în diverse țări să evoluăm și să dezvoltăm partea floristică și cultura floristică. Este foarte interesant faptul că spunea puțin interesant și firesc ce spunea puțin mai devreme faptul că vine cu un background, cu o experiență din zona artelor și încercăm să înțelegem că această industrie, cred că pot să-i spun industrie, această formă de design e mult mai mult decât ar putea să creadă cineva. Deschid o florărie, fac niște buchete, fac niște aranjamente și asta e. E o școală în spate, iată, vorbea despre foarte multe seminarii pe care le ține în diverse locuri din lume, seminarii la care și dumneavoastră, ca formare, să spunem așa, de specialist în această industrie, le-ați parcurs. Da.
Cum spuneam, în România nu avem un istoric în ceea ce privește acest domeniu al designului floral și eu zic că este cea mai bună oportunitate pentru noi de a crea această deschidere de formare profesională și eu îmi doresc ca pe viitor domnul Arai Galstian să revină în țara noastră, să creăm alte proiecte. Noi vedem în plasmă imagini foarte interesante cu aranjamente care ar putea să pară, iată, imaginile le vedeți și dumneavoastră acum, doamnelor, domnilor, sunt niște aranjamente foarte interesante, foarte inedite, pe care nu le vedem în mod curent. Să ne dea câteva detalii, să ne spună ce înseamnă. Я могу объяснить. Это очень интересная новая концепция, новые букеты. Флористика это не только включает в себя букеты или как семинары. Это образ жизни. Мы живем с этим, мы создаем красоту. Это все делается для того, чтобы люди получили максимальное удовольствие от цветов. Facem asta ca oamenii să primească o plăcere imensă de la flori. Spokojne, și oamenii să trăiască liniștit și să primească cât mai multe emoții pozitive. Da, это очень интересно и очень интересная форма, как мы видим. E foarte interesant. Мы помогаем людям развиваться от традиционных и видеть, понимать очень много новых форм, новых. Ajutăm oamenii să evalueze prin aceste noi forme spectaculoase cât mai mult în acest domeniu. Pentru că e un mod de viață deja. E mai mult de atât. Asta vedem și noi în imagini. Nu vorbim doar de un buchet, de a oferi cuiva un cadou. Iată, păreau unele dintre ele accesorii vestimentare sau lucruri prezentate în defilări, pe podium, în parade. Это очень много. Это мы не видим только букеты какие-то. Да, конечно, это не только букеты. Я вам сказал, я участвую в разных проектах. Даже партичипла огромная для проекта. Я работаю разными дизайнерами, дизайнеры, которые создают платья для невест, одежды. Мы сделаем совместно новую концепцию. Это помогает развить. Видение людей. Lucrez cu o grămadă de designeri care formează deja noi concepte în domeniul acesta. Profesia floristă este не только делать что-то цветами. Флорист это человек, который может создать работы в интерьере или очень обширно это все. Флористу nu înseamnă doar să lucrezi cu florile, înseamnă mai mult de atât. Poți să faci ceva în interior și mai mult de atât. Designul interior. Spuneați că suntem în România la început cu acest domeniu? Da, suntem la început și zic că trebuie să facem pași mărunți, dar cu mult curaj. Se poate. Noi avem foarte mulți floriști talentați care n-au avut până acum ocazia de a cunoaște această parte a floristicii. Mulți dintre cei care cunosc cât de cât au făcut și au urmat cursuri în străinătate, eu zic că a venit momentul să avem și noi în România posibilitatea de a cunoaște și de a pătrunde tainele floristicii, iar eu zic că cea mai mare șansă este acum, fiindcă l-avem pe un dublu campion mondial, Arai Galstian, de la care cu siguranță în perioada 8-11 iunie 2016, perioada în care se desfășoară acest workshop, seminar, care este un workshop interactiv, în care se vor învăța tehnici noi, predate chiar de dânsul, însoțit de asistentul dânsului Ruslan Valiev, unul din floriștii buni ai Europei. Iar în 12 iunie vom avea un spectacol, unul dintre, zic eu, cele mai mari spectacole pe care România le poate avea în momentul ăsta. Sunt foarte multe lucruri care aș putea să le spun vis-a-vis de aceste aspecte. Studenții, noi în ghilimele spunem studenții, fiindcă sunt de toate vârstele, de la cei mai tineri până la vârste mai înaintate, vor avea posibilitatea ca să vadă cum se face un spectacol, cum se face un shooting profesionist, lucruri care
chiar sunt inedite și care vor ajuta în carieră, în cariera ulterioară a lor. Eu zic că este un proiect foarte bun, foarte frumos, un proiect care ne face să prindem curaj, în primul rând. Eu îi mulțumesc domnului Araic pentru faptul că m-a format și mi-a dat încredere în mine ca florist. Și acum vine să formeze și mai mulți specialiști. Deci, o ultimă întrebare în ultimul minut al emisiunii. Ce își dorește de la cei care vor, care vor veni ca participanți la această acțiune? Я приглашаю всем посещать на это мероприятие, потому что это очень интересно будет, эксклюзивно, и очень редко таких организаций. Doresc ca să vină cât mai multă lume, pentru că o să fie un show care merită și o să fie un show foarte exclusiv. И, конечно, они получат очень много знаний. Și desigur o să primească foarte multe cunoștințe. У нас очень много, мы придумали очень интересную новую коллекцию. Noi avem o colecție extrem de nouă, special pentru acest show. И вас тоже приглашаем. Și pe dumneavoastră vă invităm. Și multe surprize care nu vrem să le divulgăm chiar de acum, vă invităm la spectacol. Cei care vor accesa evenimentul le vor vedea la fața locului. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață și pentru că ne-ați prezentat toate detaliile acțiunii dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, vă spun acum că ediția de astăzi a matinalului nostru Regional Cafe a ajuns la final. Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Să aveți o săptămână excelentă. La revedere.